Bună ziua, dragilor! Eu sunt profesor Georgian Ungur, iar astăzi vom discuta despre munții Măcinului. Munții Măcinului sunt situați în partea de nord-vest a podișului Dobrogei, fiind cea mai veche unitate muntoasă din țara noastră formată în orogeneza hercinică. munții măcinului au fost supuși procesului de eroziune de-a lungul timpului ajungând să aibă înălțim de 300-400 de metri. Cele mai înalte puncte sunt: în vârful Țuțuiatu sau Greci, 467 de metri, dealul Costiag, 428 de metri, vârful Pietrosu Mare, 426 de metri. Observăm câteva imagini din munții măcinului. Cariera de granit aflată la baza munților măcinului, vârful suțuiatu, respectiv munții măcinului, văzuți dinspre orașul măcin și Tulcea. Cele mai întâlnite tipuri de roci care îi compun sunt granitele, dioritele, aflate în partea cea mai înaltă în care se află și vârful suțuiatu, cuarțitele și filitele. Parcul Național Munții Măcinului, aflat în Munții Măcinului, are o suprafață de 11.000 de hectare, având o floră și faună deosebit de bogată. Aici putem întâlni jumătate din speciile de plante din România și jumătate din speciile de păsări din țara noastră. Aproximativ 2.000 de specii de plante și 200 de specii de păsări. Tot aici trăiesc mamifere din 50 de specii. Cele mai numeroase exemplare sunt rozătoare, în special din speciile popândău și hamster românesc. În Parcul Național Munții Măcinului pot fi întâlnite șapte specii de amfibieni și 11 specii de reptile. Dintre acestea se remarcă testoasa dobrogeană. Vă propun acum rezolvarea unei sarcini de lucru. Accesați una dintre următoarele două pagini de internet, pagina Parcului Național Munții Măcinului, sau pagina România Sălbatică, secțiunea dedicată Parcul Național Munții Măcinului. Și realizați o scurtă prezentare, fie scrisă pe caiet, fie o înregistrare audio, fie o prezentare PowerPoint a Munților Măcinului, pe care să o împărtășiți colegilor voștri. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați la canalele de YouTube EduCred Gimnaziu și Lecții Geografie Geographic Classes pentru a accesa cele mai noi resurse educaționale deschise. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!